a zis, o să începem astăzi, deci o să avem această tematică de care am vorbit, literatura și puterea. Avem în vedere puterea politică, puterea financiară economică, puterea religioasă sau credință. După care o să avem prezentare de cărți, cei care ați apărut cărți noi și vreți să le prezentați și colegilor cărțile care le-ați scris anul acesta. Nu cele de anul trecut, ele deja sunt istorii. S-au clasificat, dar sunt istorii de acum. Dar cel care le-a scris și aștepta să devină istorie, să clasicizeze. Așa. Și după aceea vom avea și o cină de taină, nu? Tot aici, toată lumea, pentru că veniți pe drum și firesc să socializăm cu adevărat. Asta începem și cu lumânări, dar să vedem că avem lumânări. Ei, fără lumânări, că o să avem destule, că nu o să plecăm dincolo, spate urma și o să ne pună lumânări destule, știi? Așa. Deci nu, așa, cam asta ar fi ziua de astăzi. Ziua de mâine începem la ora 10 cu evocare, repet, nu mai zicem comemorare, zicem evocarea colegilor noștri care au plecat deja dincolo. O să începem cu o scurtă slujbă de pomenire care o să o facă Părintele Paiu, 10 minute maxim. Mi-a spus nu ca data trecută acolo la Armeni, că nu s-a mai terminat, dura 3 sferturi de oră și era chiar liturghie, domnule, 10 minute, pomenim, facem ritualul ca atare, după care o să evocăm care dintre noi să doresc, am stabilit câțiva dintre noi care vor evoca niște personalități pe care au fost cu noi în această filială încă din la înființare și care să ne mai reamintim de ei, să le mai citim din opera lor, eu știu poezii, eu știu un fragment critic sau ce vrea fiecare care vrea să-l evoce, să evocăm pe cele persoane. Am lăsat asta până în jurul orei 13, sunt la 13, mergem la masă la birăria cu noroc, aici pe colț la Cora, e destul de aproape, facem o leacă de mișcare. După care, cei care vor să meargă la shopping, pot să meargă direct în magazin, care vor trec șoseaua și avem insula de agrement, care este, perioada asta chiar este o chestie de vis, care ne poate ajuta să ne mai scăpăm de cenușiu. Și să cei că da, chiar se pot scrie și două, trei poeme și cei care le scriu vin și ne le prezintă să vedem ce a scris. Păi nu e bine așa. Nu cred control. Și la ora 15:30 vom... Stai că azi mai aveam la 17, am uitat că la 17 avem prezentarea câștigătorului premiu Nobel. Ion. Cineva îmi spunea, zice, nu mai știu cine mi-a zis, zice, dacă luăm fose, înseamnă, în francez, înseamnă fose, gaură. Deci Ion, gaură, sau cum vreau să-i spun. Groapă, da, gaură, groapă. Nu? Nu-i fose, nu-i fose aia în care se adună, ce să vă spunem, Doamne ferești. Așa. Și mai spunea cineva, iar își ochez, chiar mai are o conotație dacă vrem. Nu, contează asta. Acest lucru va face doamna Cecilia Moldovan despre câștigătorul premiului Nobel pentru literatură de anul acesta. Mâine, deci, la 15:30, o să vedem expoziția de care vă vorbeam, să vedeți că merită să o vedeți. E ceva că totul inedit, am văzut și eu. Domnul Gogu poate să confirme, nu? Nu greșesc. Așa, este excepțional, o să vedeți. Da, și după care o să urmeze recitalul de poezie de la 16 până la 17 pentru cei care vor să-și recite, să ne mai auzim unii cu alții. Da, bineînțeles, dacă tot ne întâlnim, haide să vedem și ce am mai scris între timp, cum mai scriem și așa mai departe. La ora 17 intrăm în cea mai grea, într-adevăr, etapă cea acordării premiilor. Unii poate se vor mai spăra, alții poate, unii sigur se vor bucura, alții probabil că se vor mai fi mai triști, nu știu, fiecare după cum ce așteptări are, asta mai reflexiv, da.
președintele jurului, domnul Cornel Galben, o să vedem atunci ce surpriză ne prezintă. De-aia am avut un juriu și un președinte. Bun, am mai umblat și eu pe acolo, dar am umblat numai la ceea ce dau eu. Premiul care îl dau din banii mei. Aveam două premii care îl dăm, unul îl dau eu din banii mei, care se cheamă Nicolae Dabija, și un premiu pe care îl dă doamna Geta Stan, care e aici, pentru soțul său, Stan Victor, care i-a lăsat cu limba de moarte, un sumă care în fiecare an se dea ca premiu unui scriitor din filială. Și deci asta nu intră în cadrul, ca să știți, premiilor speciale pe care îl dă filiala, ci sunt premii tot speciale, dar care se dă ca o țiune individuală. Deci, în restul sunt premii, 7 premii speciale plus 5 premii ale filiale, așa cum vreți statul. Și pe care iarăși vom avea o cină, sper eu, interesantă de socializare, așa cum stă bine la filială care se respectă. Iar sâmbătă dimineața vom mai avea reviste, cei care au, care prezentare de reviste, cei care au reviste, și avem câțiva, inclusiv îl avem și pe domnul Vintil cu Bucovina Literară, doamna Tăicuțu, Plumbu, Ateneu, zvăm, poate vine, dacă nu-i dăm pierși, ai Violeta să-mi prezinte și așa mai departe, care lucrează. Și mai sunt bandul literar, cum? Liter Club. Deci iată că avem. Păcat că nu poate veni Lucian Strochi, că avea și el cu Asache, dar din cauza că are un deces în familie, i-a murit sora, trebuie să plece. Asta e. Sunt și astfel de momente, exact la momente neașteptate. A, și sper că părintele Paiu să ne aducă Clepsidra, are revista lui Clepsidra, dacă mai scoate vreun număr. Și am uitat, și-mi cer scuze, ați văzut ce repede a sărit, l-am lăsat un număr, să văd dacă reacționează. Salonul literar, hai să poate, să nu, cum să nu, așa. Și am mai lăsat unul la urmă, să văd ce reacție are. E, ați ghicit, fața mea. Uite că avem deja câteva reviste și bune și care li se pot fi prezentate. Vom aștepta să fie prezentate. Bun, gata. Așa zis, să putem trece. Mai e o chestie. Noi am scris în invitația că pentru însoțitorii, așa, nu se plătește cameră. Cameră o plătim noi, așa, organizatorii. Doar ne gândeam, dar vă gândiți și noastră, îmi spuneți, e 30 de lei micul dejun. Dacă vreți să plătiți 30 de lei pentru un sutor de 60 de lei pe două zile, bine, dacă nu vedem, o scoate noi la... Găsim o soluție, trebuie să găsim, trebuie să ne plătim. Un cofric. Da, un cofric. 60 de lei, eu zic că nu e mare lucru pentru cei care nu sunt, nu, pentru cei care sunteți însoțitori, dar mai discutăm chestia asta, mă fac precizarea asta, dacă iarăși nu vreau să mai supăr cineva, zic, domnule, da, dar ne pui la cheltuială, mă dăm 60 de lei. Nu știu, eu sper că nu e mare sumă 60 de lei, nu se recește nimeni din chestia asta, dar mă rog, o să, dumneavoastră o să reacționați ca tare. Bun, și acum trecem la tema noastră, literatura și puterea. Eu trebuie să fiu, să-l înlocuiesc pe domnul Adrian Dinu Racheru, care n-a putut să vină pentru că a venit băiatul din Canada și am înțeles că la sfârșitul săptămânii ăștia pleacă. Și atunci vă dați seama că nu putea să-l lasă și să vină. Noi, dar ne-a trimis materialul. Eu am materialul aici, o să vi-l citesc eu, ca să deschid, să sparg gheața, cum se spune. Cu dânsul știți că a scris despre politică și putere și a scris mai multe, inclusiv o carte, da? Și o să vă citesc așa, din ceea ce ne-a trimis domnia sa. Cred că e foarte interesant, o să încerc să fiu cât mai... Nici prea lung, materialul recunosc că era o leacă mai lung și l-am mai ajustat o leacă ca să putem să... Urmează și celălalt conferențiar, doamna Tăicuțu și domnul Petri Isache. Și după care
vă așteptăm opiniile, fiecare care vreți să vă spuneți opiniile legate de această temă. Vă spun, se înregistrează totul, să știți că, și acum vă reamintesc, că ceea ce am făcut anul trecut la înființarea la 20 de ani există pe două DVD-uri. Le avem la sediu, cine vrea. Eu o să încerc să le fac sub formă de stick și poate la următoare întâlniri, n-am mai avut timp eu, să vi le dau, să le aveți, să vă vedeți ce a spus atunci despre ce, de ce, pentru ce și pentru cine scrie. Vă ajuns aminti, da? O să încerc să vă fac, să fac, să transform pe stick-uri și să vă dau. Bun, asta ce îmi spuneți, se difuzează, de afem. Dar vreau să vă spun că rămâne stocate pentru istoria literaturii, acest, pentru, da, pentru istoria, nu numai filiale, a literaturii. Până la urmă suntem și noi un segment din literatura română, din toată literatura română. Nu suntem chiar așa, nimănui părăsiți, abandonați pe drumuri ca un copil de la care l-a aruncat maică la gunoi, să l-a lăsat picăm să-l mânci câine, nu. Eu cred că suntem filială serioasă și facem parte din acest segment. Da, nu vă mai țin de vorbă pentru că am învățat și eu să vorbesc mult. Și vorba lungă, nu? Se rece omului, așa se spune. Haideți să vă citesc acest material. Nu vă speriați că nu e atât de lung, are numai 3 pagini. Nu. Deja l-am selectat că avea vreo 12 pagini, deci l-am mai așa. Da. Politică și literatură, spune domnul Adrian Rachieru. Literatura nu are a se felicita de raportul cu politica în nicio formă, spune Tudor Arghese. Din totdeauna, tensionată și vicioasă, relația dintre politică și cultură, în sens larg, dacă nu suportă violul ideologic al unor regimuri totalitare, color castrator, împiedicând o evoluție naturală și o respirație normală, îmbracă inevitabil un caracter antagonic, latent sau manifest, de la servilism la opoziții fățișe, de la creația oportunistă, șablonardă, de comandă, în ghilimele, cu notorietăți gonflate, la cea neaservită, repliată într-o imanență sieși suficient. Restrângând însă aria interesului la pulsul literaturii, este evident că nu putem analiza viața literară a unei epoci și producția ei scriptică fără a ne raporta la contextul politic. Ori regimurile comuniste au înțeles literatura ca docil instrument al propagandii în funcție de comandamentele de etapă, mizând într-un mediu procustian, conform spusului Sanda Corduș. Feroce politizat pe elasticitatea morală a intelectualilor, progresiști între ghimele, adaptabil. Armata condierilor, sub flamura dorinței de înnoire, primenind iarăși sub ghilimele literatura, a oferit din belșug umilitoare servituți. Abundența maculatură propagandistică de la noi prezintă la un rapid survol un peisaj bizar, spune Negrici în 2019, clișeistic, fără relief, ofilit și estetic. Ofilit estetic, pardon. Proiectul etico-politic al edificării omului nou, îmbrățișat cu entuziasm, trezea emoții colective, iar scriitorii, ca inginerii ai sufletului, la fel în ghilimele, urmau a sentimentaliza cu promptitudine agenda tematică, acel fond comun, glorificând în funcție de cavalcada plenarilor și al hotărârilor mărețile realizări, pacea, șantierismul, electrificarea, colectivizarea, emanciparea femeii. Dacă tătucul Stalin a întors al lumii Krug, cum scria Eugen Jebelianu, tovarășul Plan, conform lui Nina Casian, Maria Tomi și bormașina ei, conform lui Dan Deșliu, sau Silvester Andrei, cel care salvase abatajul, conform lui Alexandru Toma, deveneau eroi unor sentimente active, transferate în texte canonice, plutonul tinerilor poeți, stahanoviși, gustând gloria oficială. Pe rețeta sistemului de antiteze erau demonizați dușmanii poporului, ca burimea, sabotoare, bandiții din munți, v-ați aminte, dar și la cheii imperialismului,
călău Tito, nu? Era treaba cu Tito, a fost o chestie, știm, etc. Lupta de clasă fiind considerată prin vocea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, o lege a dezvoltării noastre, spunea Dej. În ghilimele. Abia climatul post-stalinist, uitând treptat de forța stalinistă, conform lui Maria Banoș, și clișeistica oficializată cu ezitări, tatonări și reglațiațiuni, a îngăduit o personalizare a vocilor lirice, anunțând un dezgheț sincopat, oricum controlat, favorizând regenerarea poeziei. Astfel de episoade, înseninări post-traumatice, conform lui Negrici, 2019, pagina 340, au întreținut cu derapaje și adaptări o regăsire a valorilor naționale în funcție de sinuozitățile politice, externe și interne, eliberând cu voie de sus literatura de un trecut stânjenitor. Nu era însă vorba de o dedogmatizare irreversibilă, ceea ce obligă pentru a creona un tablou veridic, amalgând valorile fără a inocenta epoca la o reconstrucție corectă a contextelor social-politice. Încă în luna octombrie 1947, la cel de-al doilea congres al Uniunii Sindicatelor în Republica Populară Română, Sindicatul de Artiști, Scriitori și Ziariști, USASZ, chema atunci ceva de genul ăsta, se hotărâ să ferm adoptarea realismului socialist ca metodă unică de creație. Doar că aventura proletcultistă, condamnată la primul congres al scriitorilor din Republica Populară Română din 1956, a denaturat adevăratul realist socialist, conform lui Simuț, în 2007, pagina, mă rog, supus la rândul pliat timpului politic unor prefaceri, adaptări, periodizări, etc., conservând însă spiritul proletcultist. Denunțat și repudiat la acel congres din 1956, renegat teoretic și principial, proletcultismul autohton a însemnat o gravă abatere de la concepții leniniste, sublinia Mihai Beniuc în raportul prezentat, observând că fenomenul nu a cunoscut forme acute și că neasumat teoretic n-a îmbrăcat-o în temeiere organizatorică, spunea Beniuc. Știm, nu? Păcat că poezia de dragostea lui Beniuc chiar este poezie bună. Da, mărul de lângă drum rămâne mărul de lângă drum. N-ai ce să-i faci. Denunțând, așa, ca noțiune generică pentru întregul interval comunizant, în pofida oscilațiilor, conform lui Manulescu în 2008, realismul socialist, concept și practică importată de la sovietici, va fi abandonat tacit, nu fără legătură cu desovietizarea de după aprilie 1964. Dacă Liviu Țeghiu sugera că proletcultismul ar fi termenul potrivit pentru întreaga perioadă de socialist românesc, nu putem omite marele deosebire în funcționarea cenzurii, de pildă, anulând o astfel de aplatizare dogmatică în anii 50, mult mai permisivă după, cu mici relaxări, îngăduind drept replică ca strategie în raport cu puterea, apariția literaturii ca organism amfibiu, conform lui Manulescu, cameleonică, aluzivă, intertextuală. Chiar dacă Regin Robin demonstra că în cadrul realismului socialist era vorba de o estetică imposibilă. Se știe, anii imediat postbelici, aducând năucitoare schimbări, purtate cu râvnă demolatoare, au impus dictatura modelului străin în aplauzele trâmbițașilor noului regim. În antologia politică și cultură, întocmită de Aurel Sasu și colaboratorii, vom descoperi texte de epocă pledând pentru arta progresistă, având ca suport ideologia de clasă a proletariatului. Mihai Novikov era cât se poate de limpid în acest sens. Creația artistică, scria el, în Flacăra, numărul 1 din 48, trebuie integrate poziției politice. Orice artist fiind, prin însăși activitatea sa, ideolog. Așa se gândea la vremea respectivă. Oricât de suficientă sie și-ar fi literatura, repliată într-un orgolios autonomism, cauzalitățile sunt și în altă parte. Ele țin de respirația istoriei sau, mai exact,
de meteorologia politică, cu atât mai mult când vorbim despre un regim totalitar, sufocant prin instrumentalizare ideologică și control draconic. Cine cercetează viața externă, în ghilimele, a operilor, investigând sociologic, prin percepții contextuale, metabolismul literatură, va fi de acord că o istorie pură, tot în ghilimele, retezând ombilicul societal, nu e cu putință. Cu atât mai virtuos în cazul romanului, gen prin excelență ideologică. Chiar dacă romanul politic nu este o invenție a regimului comunist, intervalul comunizant a oferit la noi o producție inflaționară, fie ca maculatură propagandistică declasată rapid, fie prin titluri onorabile de rezistență ambigui valorizate printr-un recunoscut după 89 abuz axiologic tacticizat. Neîndoielnic, sub comunism, ca să preluăm formula lui Eugen Negrici, literatura n-a avut parte, supusă mistificărilor ideologice, de o dezvoltare naturală. De bună dreptate s-a subliniat caracterul atipic a unei literaturi produse sub presiunea politicului. Negrici în 2019. De la dogmatizarea feroce a primilor ani la mica liberalizare, fluctuantă, în paranteză, consfințând recucerirea esteticului și pe suport românesc, ofensiva prozei dezvăluirilor, practicând desigur acel cifru al pruvenței, conform lui Monica Lovinescu. Era o epocă de descurajare a valorilor, care a dat totuși moromeții groapa Bietu Ioanidi, sigilând destinul unei generații care s-a format în condiții dramatice, generația Labiș, o generație orfalină, izbucnind creator tocmai prin sfidarea interdicțiilor. Acel timp, rod al supra-determinării politici univoce, postulând superioritatea noilor valori, impunând canonul dogmatic, a generat replica, a scrie altfel, a devenit un scop polemic. Chiar dacă unele interdicții erau inventate, chiar dacă dramatismul factologic pe care s-a pedalat servea unor demascări epice, în care interesul sociopolitic covârșea pe cel strict literar, romanul obsedantist, devenit inflaționar prin producții repetitive, a avut și efecte pozitive, prezidând revirimentul romanului și invitând la proza dezbaterii. El venea ca roman politic într-un moment de gol informațional, când literatura noastră istoriografică, sociologică era timidă, încât, preluând alte sarcini, folosind uneltele reportajului, devenind gen eficient, romanul obsedantului deceniu nu a pregătit doar cererea, el a trecut în fruntea ofertei, absorbit rapid de piața literară, fiindcă răspundea orizontul de așteptare. Discutând limitele romanului politic de la noi și cu deosebire imposibilitatea unui roman cu adevărat politic, Monica Lovinescu nota caustic că vehemența demistificatoare se oprea în pragul prezentului. Lovinescu în 2014. Istoria fiind inclusă în moștenirea ideologică a partidului. Mitologia de partid crease o suprarealitate, în paranteză ca ficțiune ideologică, și literatura dobândându-se o sarcină ingrată, scriitorul fiind, în absența documentelor credibile, singurul recuperator al trecutului. Tot Lovinescu, Monica Lovinescu spune treaba asta, aducând la lumină fâșii de memorie, proza, obsedantul deceniu venea pe un loc gol și era în epocă necesară. Ca specii fără trecut, încriminând istoria apropiată, în trecutul de jist, a fost citită sub paravan ficțional în grilă politică, implicând contribuția cititorilor. Dar scrisul pe dedesubt, esopismul, cultul șopârlii, literatura acrobatică, etc., impunea un cifru stilistic, livrând între veridicitate și consecutivitate fragmente de adevăr sub lustru estetic. Formula manolesciană, cât art, atât curaj, salva aparențele. Râvna literaturii, mesajul aluziv, învăluit, anvelopat, limbajul criptic, asigurau un plus de rafinament prin efectul de recunoaștere. Strategia obliga însă la autocenzură și se bucura de complicitatea cititorilor, orice operă fiind zămislită în trei, pe traseu scriitor, cenzor, cititor, conform Negrici. Desființată oficial în 1977, dar generalizată, cenzura era omniprezentă, impunând întrepte, vămi, filtre interdictive.
Așadar, ce rămâne din literatura noastră postbelică, sub comunism, unii au recomandat un negaționism paușal, alții dimpotrivă preferă un transfer criogenic, dacă primii vorbesc despre o literatură integral contaminată de servilism ideologic și osanalism hipertrofiat, ceilalți invocă autonomismul estetic, protejând valorile, chiar dacă însăși subversivitatea cât a fost s-a istoricizat, iar refugiul în estetism nu era sau nu putea fi și opozițional. Subterfugiul estetic era, de fapt, o soluție politică sau parapolitică. După Adrian Marino, esteticul devenind el însuși o ideologie. Fiindcă esteticul n-a fost niciodată pur și neprihănit, ci s-a înfiripat rădăcinile într-un sol ideologic, observa Constantin Plicop, sub pretextul combaterii dogmatismului unei epoci revolute, exista pericolul apariției unui nou dogmatism cu tematică tardivă. Chestiunea ne obligă la un examen contextual, constatând, în primul rând, că literatura politică nu este o variantă tematică. A spune că literatura modernă nu poate fi decât politică, recunoscând că este imbibată de social, înseamnă a relua un enunț cu valoare de postulat. Trăim într-un mediu politizat în care impactul politicului nu se restrânge la niște decupaje existențiale, ci este chiar câmpul referențial, sinteză ordonatoare a socialului. Paradoxul e că în socialismul dictatorial, într-un feroce context monoideologic, Ion Simuț descoperă patru literaturi paralele, cea oportunistă, cea evazionistă, subversivă și dizidentă. În timp ce în postcomunismul românesc, Mihai Iovanel inventariază ideologiile literaturii. E drept, după 89, dată cu evaporarea cenzurii și dezinhibarea limbajului, se impune un alt regim scriptic, conform lui Zamfir. O dublă perspectivă estetică și politică morală poate fi răspunsul corect, mai repet o dată, deci o dublă perspectivă estetică și politică morală poate fi răspunsul corect, credem, la frământările care animă frontul cultural, dacă pentru memoria literaturii contează efectele, paranteză operele, cauzele, cercetarea în rama istoriei, nu pot fi ignorate. În fond, operele sunt constante, lectorii sunt mereu alții, iar lecturile variază, fără ca apertura operii să-i dizolve identitatea și care și fără ca vreuna din interpretări să o epuizeze. Cum bine se știe, imediat după război s-a practicat teoria înregimentării, i-a dat roade și în anii post-totalitari, chiar în absența chingilor ideologice, grație reciclării unor intelectuali doritori a spăla biografiile. S-a instalat deruta culturală și confuzia valorilor. Vacarnul post-decembrist, folosind cu aplomb etichetologia, a indus fie sindromul tăcerii, fie o ciudată intoleranță, clasând și satanizând pe cei care nu s-au aliniat. Iacobinii epocii noastre împart verdicte și deplâng absența rezistenței albi. În paranteza grevii scriitoricești, altfel spus. Propunând revalorizări tot pe criterii politice, afișând deodată un proletcultism întors pe dos și o bolnăvicioasă inclemență. Așadar, climatul cultural postcomunist presupus pluralist, tolerant, deschis, diversității, întreține sub flamura revizuirilor cu vehemențe justițiare o ciudată polarizare, fie încurajând radicalizarea discursului, în paranteză, cultivând dosariada și căzând deseori în revizionism, fie impunând blocajul conservator natural până la un punct, să recunoaștem, încât învolburatul front critic iscă turbulență în canon, vorba lui Ion Simuț, și obligă, spunem, la o percepție contextuală atentă la tangajul estetic-politic. Deci, estetic-politic, tangajul acesta estetic-politic. Asta este, pe scurt, ceea ce spune domnul Racheru. O să așteptăm opinii după ce doamna Tăicuțu și domnul...
Haideți, doamna Tecuță. Și, pe urmă, așteptăm întrebări noastre, nu numai întrebări. Puteți face propuneri, puteți să spuneți ceea ce gândiți. Da. Domnul președinte, cred că vorbesc destul de tare. Domnul președinte v-a prezentat un material amplu care a surprins, cred eu, cam toate punctele importante din această relație pe care scriitorul a avut-o cu puterea politică. Inițial era o temă care m-ar fi tentat pe mine, dar alegerea a fost alta. M-a rugat să vorbesc despre relația pe care o au scriitorii cu religia, cu credința. Recunosc că mi-a fost destul de greu, pentru că este un subiect sensibil, pentru că este complex, pentru că din totdeauna și prozatorii și poeții au avut o relație cel puțin interesantă cu divinitatea, iar relația aceasta pe care creatorul a avut-o cu divinitatea este o temă recurentă în poezia din toate timpurile. Inițial mă gândeam așa să vă fac o prezentare savantă și să o iau din negura timpurilor până în zilele noastre, dar m-am oprit la timp, pentru că n-am eu foarte multe calități, dar decența este una dintre ele. Și atunci, cu voia dumneavoastră, am să vă citesc câteva gânduri numai. Am încercat să fiu cât mai concisă, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus aici și cred că domnul Fercu, de exemplu, care este foarte bine documentat în problemele teologice, poate să spună mai multe și probabil le poate spune și mai bine decât mine. Eu am punctat câteva gânduri și promit să nu vă țin foarte mult. Da. Eu te aștept. Să nu încep să vorbesc până nu taci tu. Învățătura sacră, Matei 17, 19, 20, face referire la puterea credinței. Dacă veți avea credință în voi, cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Și nimic nu vă va fi vouă cu neputință. Deprisos să spunem că accentul nu cade aici pe fenomenul fizic ieșit din comun, pe care l-ar reprezenta deplasarea unui întreg munte, ci mai curând pe contrastul dintre dimensiunea muntelui și cea a grăuntelui de muștar, pe posibilitățile infinite deschise înaintea celui care are o credință autentică. În credință găsești puterea de a încerca măcar să creezi o lume mai bună, fiindcă scriitorul, poetul cu precădere, nu este fabrică de vise și dresor de iluzii, ci dimpotrivă un creator de miracole, un demiurgos dublat de un poet avates, rolul lui fiind acela de a denunța gândirea și simțirea în Pluton, înregimentarea și robotizarea, desacralizarea, dezumanizarea și transformarea lumii în gunoi social. Nu-i greșit să credem că poetul este singurul capabil să curețe, precum Heracles odinioară, noile grajduri ale lui Augias, în care a fost preschimbată lumea. Au fost, și poate că vor mai fi, perioade în care poetul s-a dovedit un luptător, un purtător de făclie, un salvator din tenebre, un glas al cetății, versurile lui având rolul de a purifica, de a emoționa, însufleți, înflăcăra mințile și inimile, în speranța că prin artă nu numai lumea, ci și omul poate fi schimbat. Când ai credință, ai încredere în lucruri care nu se văd, dar care sunt adevărate.
Prin opoziție, lipsa de credință te îmbolnăvește, te secătuiește de puteri, chiar dacă ai cateheza bine înfiptă în cap și poți dezvolta cu larghețe orice subiect religios. Dacă tu, ca scriitor, îi cere unui preot să-ți explice de ce nu mai trăim într-o țară sănătoasă, ți-ar vorbi cu siguranță despre relația dintre păcat și boală. Eroarea, contrazicerea legilor bisericii, păcatul au ca urmare o îmbolnăvire somatică și psihică. Boala psihică apare mai întâi ca o îngustare a minții, alteori ca o tulburare de personalitate, ca o scindare sau dizarmonie. Lipsa de credință este răspunzătoare de traiul în afara normelor etice, iar duplicitatea, mimarea credinței, ar trebui considerate păcate de moarte. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, nu? În întreaga societate, începând cu cei care ne conduc și terminând cu enoriașele umile, care își smulg părul și își rup reciproc hainele pentru câteva sarmale ecumenice, sunt mulți cei care mimează credința. Poate din inerție, poate pentru că din subconștient n-a dispărut temutul dicton al lui Pascal. Dacă Dumnezeu nu există și eu cred în El, n-am pierdut nimic. Dar dacă există și eu nu cred, am pierdut totul. Scriitorul este cel care, cu puterea credinței lui, poate cere lumii întoarcerea spre ceea ce am fost, adică oameni trăind în timp sacru, în spațiu sacralizat, cu deprinderea de a înțelege prin filtru mitic universul înconjurător. Fără întoarcerea la rădăcini, la mituri, la nevoia de a transforma în sacrament rutina cotidiană, șansele de supraviețuire spirituală se reduc. Rămânând fiii unui Cronos profan, vom fi înghițiți de propriul nostru tată, nerămânându-ne nici măcar speranța copleșitor salvatoare că ne vom putea reîntoarce, că moartea nu-i decât un nou început. Cum bine observa Cioran, suntem lipsiți de estetica morții, înțelegem moartea ca pe o cufundare în haos și neant, de aici agățarea disperată de clipă, de timpul limitativ profan și slut pe care ni l-am hărăzit singuri, nu Dumnezeu. De aici criza și disperarea, de aici sentimentul tragic al ireversibilității și al inutilității. Uitându-ne originile, am uitat concomitent și miturile care dădeau semnificație și sens planului ontologic. Scriitorul a găsit întotdeauna sprijin în credință, fie că a stat sub vremi, fie că s-a iluzionat doar că stă în afara lor. În credință a găsit puterea de a rezista spațiului concentraționar, dictaturilor, sărăciei și oricăror situații dramatice în care nu intra în discuție, cum e posibil să intre acum, simpla adeziune rațională la o realitate revelată. Din temniță, Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, trimitea mesaje de iubire către lume și către divinitate. La fel, Sandu Tudor, dar și Nicolae Steinhard, ori Vasile Voiculescu. Ei și nenumărați alții au știut că scriitorul, ca și preotul, este în slujba individului, a omului măcinat de suferințe și îndoieli. Au știut înaintea tuturor că adevărul politic este intenție și program, care mai întotdeauna nu convine categoriilor largi de oameni, pe când adevărul credinței în Dumnezeu este o sursă perfectă de inspirație pentru creația artistică, văzută ca locul în care ficțiunea și adevărul se împletesc pentru a crea nu neapărat lumi imaginare, cât modele demne de urmat. Atât am vrut să vă spun, bineînțeles că puteți să spuneți mult mai multe și mult mai bine decât mine. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da, foarte într-adevăr, foarte concis, dar într-adevăr cu substanță. Și cred că ne dă de gândit și eu sunt convins că noastră o să aveți, și după ce l-ascultăm pe domnul profesor, critic literar,
unul din cei mai buni care avem și ne mândrim cu ei. N-am să scot hârtia, că... Nu o scoateți, dar vă las hârtiile mele și vă uitați pe ele și vă inspirați. Da. E extrem de interesantă tema și ne privește pe toți. Nu știu cum am putea face, ar trebui o minune aici ca să auzim totuși un gând de două de la, de la fiecare dintre noi. Este clar, deci puterea și literatura de astăzi era parcă tema, parcă așa mi s-a spus mie, este clar că există o pluralitate de puteri. Și am terminat, sau s-a început exact, cu puterea divină, adică foarte bună deschiderea, obligatorie pentru un scriitor, pentru că într-un fel sau altul scriitorul repetă gestul demiurgului. Volens, nolens, ar trebui să avem, să fim asemenea lui Dumnezeu, mulți și nimeni, cum spunea Borges, să trecem de la literatura personală la cea impersonală. Vorbeam de o pluralitate de puteri pe care scriitorul le suportă. Suportând jugul, aș spune eu, acestor puteri, uită scriitorul de cea mai importantă funcție pe care o are el, puterea cuvântului. Dacă posteritatea ne va acuza, de asta ne va acuza, pentru că noi nu știm să folosim cuvântul. Și ne lamentăm. Ne lamentăm, sigur, de puterea politică. Nu? Un scriitor din perioada interbelică, într-un volum shakespearian, vorbe, spunea că politica sau puterea este ivovnica infidelă, fugară, spunea el, a omului politic. Nu e numai a omului politic puterea, pentru că nu numai omul politic are puterea. Eu chiar cred în ceea ce se numește puterea privată, puterea individului, care este sigur într-un permanent război cu puterea cealaltă, puterea întregii lumi. Și predominant, nu mi se pare că puterea politică ne aflăm în război. Nu? Cea mai importantă putere, mie mi se pare, diabolică, e cea a banului, orice s-ar spune, da, a banului, financiară. Banul conduce lumea și genialitatea noastră ar consta să nu alunecăm în această patimă pentru a putea fi noi. Și aici intră în joc credința. Credința în Dumnezeu înseamnă credința în valoare, credința în morală, credința în posibilitatea schimbării lumii. Scriitorul are funcția cea mai importantă, spun eu, pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și puțin dintre noi fac uz de această putere a cuvântului, pentru că tot a pomenit și doamna Manta Tăicuțu de Fercu și eu am să spun de o carte de-a lui, Dacă aș fi fost Dumnezeu. O carte de citit, aș spune eu, și de analizat această temă care s-a pus astăzi. Puterea și literatura, puterea și scriitorul și modul universal în care el realizează o asemenea temă. Aici ne trebuie mai mult curaj. Se reiterează la noi, la nesfârșit, la noi literatura autoreferențială. Fiecare spune, eu știu, amintirile lui, fiecare spune iubirile lui și așa mai departe, nemulțumirile lui, care sunt infinite. Toți ne plângem de destin, ne plângem de celălalt, mai puțin de noi, dar nu avem curajul să transfigurăm teme de acest tip.
Adică scriitorul, în opinia mea, care este o putere reală, pentru că are puterea cuvântului. Dar veți fi observat că paradigma literară, culturală, s-a schimbat. Nu te întâlnești, te întâlnești cu Rebreanu, dar numai în plan metafizic. Sigur că tema războiului transfigurată de pildă de Fercu o transfigurează și Rebreanu în Pădurea Spânzuraților. Ei chiar se întâlnesc, dar asta, un lucru iarăși, am pierdut noi relația cu literatura celor de dinaintea noastră. Credem că putem schimba lumea desprinzându-ne de rădăcini. Nu, literatura este un fenomen de continuitate. Nu se poate. Vrem, nu vrem, mergem la braț cu Homer, cu Shakespeare. Nu se poate să scrii teatru, nu știu cum, îmi spunea cineva astăzi, ăsta, finlandezul scrie teatru, despre care o să vorbiți mâine, cel cu premiul Nobel, un anumit tip de teatru desprins, nu? Desprins de Shakespeare. Hai să dau numai un singur exemplu. Deci, acest permanent război pe care îl avem noi, pe care îl avem noi scriitorii, cu celelalte puteri. Cea mai importantă putere după cea a banului, care este diabolică, este sigur, nu? Cea mai importantă putere ar mai fi cea a minții. De observat că în contemporaneitate, dacă se face ceva cu o acribie sisifică de neimaginat, este tocmai aceasta, de captarea puterii minții individului, grupurilor, societăților. De ce? Pentru a putea fi, eu știu, stăpânit. Pentru că, în fond, ce este puterea? Un mod diabolic oricum, al celui mai puternic, pentru a-l stăpâni pe cel mai slab. Asta este. Și sigur că, în acest sens, pentru că s-a vorbit de politică, care se uită că este o știință, în primul rând o știință și după aia o artă, se uită. La noi se face politică după ureche. Ba chiar cred că sunt indivizi că pot face nu fiecare dintre noi putem face politică. Fac această subliniare. Pentru că e o știință mult mai complicată, de care noi nu vrem să ținem cont. Și o artă în aplicare. Ei bine, să pierde din vedere acest lucru. Ne întoarcem la puterea minții și la poliția gândirii, cum spune în 1984 celebrul romancier, și aici este războiul pe care trebuie să-l ducem noi, scriitorii. Eu nu cred că mintea poate fi controlată, nu pentru că ea este în sine imprevizibilă, nu cred că omul poate fi clonat, deși știm cuceririle, știm funcția inteligenței artificiale, poate o și folosim, după observațiile mele, unii chiar o folosesc, mai ales în poezie. Așa mi s-a părut mie, așa am observat eu, da, deci este o poezie care pare să-și piardă, eu știu, ceea ce am numit noi sufletul, inefabilul și înțelepciunea omenească. S-ar putea să n-am dreptate. Deci cu această putere a minții avem noi, ce avem noi de luptat. În restul, celelalte sunt de când lumea. Puterea banului a stăpânit întotdeauna artele și scriitorii. Scriitorul contemporan, după mine, trebuie să vizeze eternul. Trebuie să depășească prezentul. Sigur că există, chiar sunt filozofi care au făcut o putere a prezentului, care teoretizează ideea că eu trebuie să mă raportez permanent la cel de acum,
nu? Un fel de carpe diem, dar extins în toate direcțiile, să părăsesc și trecutul și viitorul. Este adevărat că singurul timp pe care îl avem este cel al prezentului și nu știm ce să facem cu el. Salvarea noastră ar fi să nu evadăm fie în autoreferențial, fie în trecut, fie într-un viitor care niciodată nu este sigur. Și să ne raportăm la războaiele prezentului, dacă mă pot exprima așa. Sigur, trăim într-o etapă istorică fără precedent, ar spune. Haosmosul este evident, teoria asta a haosului, și aici cred că ar trebui noi să ne schimbăm modul de a fi. Să pleacă după mine de la o condamnare inexplicabilă a prezentului și a istoriei contemporane. Adică cu intenție timpurile prezente sunt văzute numai în negru. Nu împărtășesc această opinie. Chiar nu împărtășesc. Nu cred că lumea este chiar în aceste culori negre, cum este prezentată de mass media în general, și chiar unii scriitori nu este. Nu. Și poate aici trebuie să intervenim noi, cu aceste categorii ale frumosului, ale lucrurilor care reprezintă într-adevăr omul. Mă opresc, că dacă încep, eu nu mă mai opresc și nu spun nici lucruri interesante. Toate lucrurile astea le știți și dumneavoastră. Acum ar trebui întrebări, dacă ar fi, sau intervenții. Intervenții așa la... Haideți, domnul Fercu, și eu împărtășesc ce spune doamna... Că vină cu aceeași, vină aici, pune-l pe Fercu. Pune-l la treabă. Pune-l pe Fercu la treabă, dar ce merge. O să aplaudăm că a venit domnul Viorel Savin. Ce surpriză! Da, vă mulțumim că ați venit. Cred cu Ana, da. Da, n-aveți locuri? Mai sunt locuri, vă rog, luați loc. De ce să n-avem locuri? Aș vrea să fac totuși trei precizări după cele trei, mă rog, prezentări. 1. Conform lui Ioan, capitolul 1, da? Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Deci asta e interferența între cele două universuri, metafizic, cuvântul care e Dumnezeu și care ni s-a transmis nouă. Al doilea aspect, cuvântul s-a întrupat prin Mântuitorul Hristos. Deci Hristos e cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Al treilea aspect, despre acest cuvânt întrupat, care n-a lăsat nimic scris. Hristos n-a lăsat nimic scris. Dar s-au scris milioane de cărți. Iată cum cuvântul, acel întrupat, a reușit în toată lumea se degajă această energie extraordinară în care s-au scris milioane de cărți și care a schimbat lumea. Noi trebuie să înțelegem că de la Hristos încoace lumea s-a schimbat foarte mult și conceptual și ideologic, și mai ales evoluția scrisului, a literaturii, iar a cunoscut foarte multe, nu, schimbări. Nu numai cu scriitorii din perioada evului mediu timpuriu, dar și de la Boccaccio încoace. Și de la Dante, pardon, la Boccaccio, la Dante încoace, s-a scris foarte mult. Și Boccaccio și toți ceilalți. Inclusiv sonetul a pornit tot din zona religioasă și pe urmă s-a deschis către, să zicem, civil, spre laic. Da? Deci iată că, într-adevăr, cuvântul, puterea cuvântului este extraordinară. Și de-aia scriitorul poate ar trebui să fie cel mai puternic om pe planetă, pentru că deține această putere care este extraordinar, care este cuvântul. Și lumea se schimbă prin cuvânt, întâi, și pe unul prin fapte, nu? Orice ideologie are la bază niște cuvinte, mă rog, se exprimă, nu care, se exprimă prin niște cuvinte. Și acele ideologie, acele cuvinte devin fapte la un moment dat. Dar se poate discuta foarte mult despre chestia asta. Eu mai gândeam încă la o chestie. Dom'le, totuși, dacă
Eu obțin o sponsorizare de la un patron, de la întoarcem la relația literatură-financiară, puterea economic-financiară. Am obligația să scriu despre viața acelui patron sau să-i fac o plăcere să-i scriu o scurtă povestire sau să nu-i scriu? E. Băgar cu dedicație, nu? Da. Nu, este interesant pentru că să știți că sunt care te susțin, dar spune, domne, te susțin într-adevăr, dar scrii și mie acolo ceva despre viața mea sau despre nu știu ce, să apar și eu ca vedetă de roman sau mai știu ce. Deci de asta există, se întâmplă așa ceva sau de fapt sunt doar speculații? E foarte interesant. Până la urmă, mă întorc la ceea ce spunea Winston Churchill și eu am zis o chestie că ar trebui la guvernanță, la guvern acolo, la prim-ministru, pus așa mare citatul lui Winston Churchill. Da? În al doilea război mondial, când discutau bugetul și erau sub bombe, spunea, domnule, trebuie să tăiem de undeva, că nu le ajungeau bani. Și un ministru spune, domnule, să tăiem de la cultură. Și atunci Churchill a zis o chestie care a rămas celebră. Păi dacă tăiem de la cultură, pentru ce mai luptăm? Păi asta este, noi trebuie să înțelegem, cultura ne dă identitate, cultura... Păi alea de avea un politic, de asta am zis că ar trebui pus acolo, să vadă întotdeauna prim-ministru când se uită așa, zice, bă, nu tai de la cultură. Cum făcut acum că o tăia tot de la cultură, nu? Uite, aveam deja un exemplu, vedeți? Influența economică, păi influențează acum cultura, pentru că se manifestă că nu se vor mai face, s-ar face foarte greu și așa mai departe. Ce să spunem, știm foarte bine că până apărea internetul și, mă rog, posibilitatea aceasta de a te exprima pe internet, păi hai să ne uităm în perioada interbelică, când apărea un, să zicem, un roman, da, într-o 100.000, 200.000 de exemplare, păi scriitorul respectiv lua atâția bani cât își putea permite 6 luni stai prin Europa. Unii și-au făcut și chiar case din vânzarea cărților în perioada interbelică. Acum scos 300-200 de volume și conceai cu banii tăi. Dar ne întoarcem la necesitatea totuși a fi sprijinită cultura economică. Știm că în perioada comunistă a fost foarte mult. Uite, comuniștii au intuit chestia asta că cultura trebuie sprijinită. Dar foarte mulți bani la cultură, au susținut foarte mult. Ca punea condiția cenzurii, punea niște condiții, dar dădeau bani. Dar după 89 nu mai dat nimeni decât cea curs, așa, prin strecurătoare, aia mai curs câte ceva, hai să facem o acțiune culturală, ca să nu zică totuși clasa intelectuală, că băi, chiar ne bate în joc de ea. Dar clasa politică nu prea a accesat așa de mult la cerințele scriitorilor și în general, artiștilor. Asta e adevărul. Da, bun. Îl aștept pe domnul Ferco să ne povestească ce s-ar fi întâmplat dacă dânsul ar fost Dumnezeu. Poftiți! Haideți, domnul Ferco, aici sau... Dar veniți aici și știți de ce, că se înregistrează și rămâneți înregistrat pentru istoria literaturii. M-ați supărat cu dumneavoastră, domnul Isachie. Ai grijă ce spui, să înregistrezi. M-au supărat amândoi. A zis de opinii, despre opinii, da? Eu n-am înțeles dacă este vorba despre niște opinii cu privire la ce au spus cei doi sau cei trei sau altceva. Dacă eu aș fi vorbit despre literatură și putere, aș fi spus că literatura ar trebui să stea cu instrumente estetice mereu pe beregata puterii, scurt. Despre discursul doamnei Valeria Tăicuțu, de care sunt îndrăgostit, de discurs și de doamna Valeria, dar văzându-l că am stat în spatele domnului Tăicuțu cât e de vânjos, nu pot spune decât să rămână doamnă, l-aș rezuma cu un vers din Eminescu, dacă se potrivește. Literații vor spune, credința zugrăvește icoanele în biserici. Să rămână Eminescu, să rămână Valeria Tăicuțu. Cu privire la celălalt vorbitor care m-a supărat, mă supăr mereu, prietenul meu Isachie, am aflat, mereu aflu noutăți de la Petre Isachie, eu nu mi-am propus să vorbesc azi aici,
definiții noi ale puterii de orice gen și faptul că puterea este mai ales privată, a ta, a mea, a lui, a noastră, nu atât a politicii, care de regulă este mizerabilă, dar necesară. Cu privire la opinii, domnul Brăneanu, despre primul subiect pe care l-ați abordat aici, prietena mea Natasha din Moscova îmi spune că prin 1985 a fost intervievată de un jurnalist și a întrebat: Natasha, ce părere ai tu despre condiția femeii în societatea noastră contemporană? Și Natasha a spus cam așa: ce ziarul Pravda spune că femeia noastră sovietică trăiește extraordinar. Totuși, aș insista, zice, Komsomolskaya Gazeta zice că femeia sovietică este grozavă, uimește toată lumea, cea mai frumoasă, cea mai... Bine, zice, dar tu n-ai o opinie? Zice, dar nu sunt de acord cu ea. În schimb, am vrut să spun, referitor la prima intervenție, că am o opinie, dar nu sunt de acord cu ea. Însă, s-o spun. Aici au fost anunțați niște vorbitori cu talent. Eu n-am talent oratoric. Mai degrabă mă lăsați să scriu, deși talentul e discutabil și acolo. Eu mă așteptam la un orator. Mie îmi plac oratorii, îmi plac mai ales parantezele oratorilor, care cuprind un of, care cuprind o grimasă, care cuprind o durere, care un zâmbet, un strigăt, un... Am văzut la Isache strigăt, am văzut la Valeria Manta ofuri, credințe, etc., etc., etc. Eu aș fi iubit mai mult prelegerea domnului Rachieru dacă aș fi primit un mail. Într-adevăr, n-a putut veni, oricui nu se poate întâlni și aș mai fi recitit încă o dată. Mulțumesc că aveți grijă de puterea dumneavoastră. Deci, domnul Fiercu, că nu-i bun orator, dar chiar e bun, numai dacă se strădui chiar e pe drum cel bun. Da, cred că și vom încerca acest articol, de fapt, al lui domnul Rachieru, să-l publicăm, cred că în două seriale, în revista Plumb, pentru că are 11 pagini, foarte multe caractere. În canonul literar, dar nu... Și în primul volum, da, este altceva încă, nu, da, așa, dar trebuie să-l publicăm în două episoade, dacă în episoade în revista Plumb. Da, mulțumim domnul Fiercu, pentru că întotdeauna spune dânsul că descurcă mai bine scriind, dar descurcă și ca orator, pentru că nu, de o viață a fost profesor și filozof, un filozof n-are cum să nu... se descurce. Mai o chestie, într-adevăr, domnul Fiercu, nu mai avem școală de oratorii, știm. Aia se făcea prin perioada interbelică, erau profesori, erau cursuri care se făceau și la universități, chiar și în licee. Se făcea, cum? Se făcea la licee pedagogi, spune domnul Cornel Galbuș, cred că așa este. Dar nu se mai face, nimeni nu mai face oratorii, că nu cred că nu mai e nevoie. Nu știu dacă, nu că nu mai e nevoie, ar fi nevoie, dar astăzi cu mijloacele astea moderne, nu știu dacă cineva stă, cine? Da, da, acum, da, să asculte așa ceva. Dar să mai ascultăm și o altă opinie și cred că una din opinii autorizate, un critic, domnul Petruș, haideți să-l ascultăm, dar până se încălzește domnul Iorga, că eu am început cu dânsul să-l văd. E ieșit la trecut din încălzire și e ieșit la treabă. Domnilor și domnilor scriitori, stimați colegi, tema este de stringentă actualitate, literatura și puterea.
Eu o să vin în fața dumneavoastră cu două exemple concrete. După ce ilustru meu magistru academicianul Constantin Ciopraga mi-a dat nota 10 la examenul de licență cu un subiect greu, puteți aprecia, arta analitică în romanele Hortensiei Papadat Bengeascu, întrebându-mă dacă am de gând să-mi dau doctoratul. După ce am scris o carte despre profesorul de profesori, mi-am amintit de sfatul pe care mi l-a dat și împreună cu distinsa noastră colegă Eleonora Stamate, m-am dus la Ivești de Galați, localitatea natală a romancierii, și acolo am cunoscut un primar extraordinar. Ne-a recitat poezii de Mihai Eminescu, aflând cu surprindere că, de fapt, în viața civilă este profesor și bibliotecar. Am stabilit, am parafat printr-o strângere de mână să cumpere primăria, să cumpere 50-100 de exemplare, când cartea va apărea la editură. A apărut cartea, am dat telefon domnului primar, care mi-a spus cu durere în suflet că nu mai este primar, că între timp au avut loc alegerile, eu nu observasem, și că primar este unul cu 7 clase. Și l-am întrebat ce pot să fac. Păi, domn profesor, trimiteți-i un exemplar să-l vadă și pot să... Nu m-am coborât până la domnul primar de acolo ca să mă duc să-l văd, dar i-am trimis 5 exemplare cu câteva rânduri din partea mea. Uite, domnule, am scos o carte pentru primărie, pentru școală, pentru vizitatorii casei memoriale. Și de 3 ani de zile aștept răspunsul, probabil că domnul primar abia acum învață să scrie și mai are nevoie de ceva timp. Sigur, cartea o să am trimis-o, o trimit la biblioteci, la școli. Un alt exemplu, undeva în țara noastră românească a avut loc un așa zis concert, unde a participat și un cântăreț gheboasă. Nicolae Manolescu în România Literară se arăta exasperat că o sală întreagă cânta după înjurăturile și insanitățile cântărețului gheboasă. El a fost amendat cu 1000 de lei, a contestat amenda că este discriminat fiind țigan, probabil că o să-i se dea câștig de cauză. Mai grav decât asta este faptul că un primar din comuna Galbeni, dacă am reținut bine, Galați, l-a invitat la 2 săptămâni distanță pe cântărețul Gheboasă pentru un spectacol. El chiar la microfon a mulțumit, mulțumesc la domnul primar că așa. Ei, concertul respectivului, cu siguranță că a costat 3-4 sau 5.000 de lei. Bani cu care se putea sponsoriza o revistă de cultură, o carte de debut a unui elev, student, profesor din localitatea respectivă. Puterea, într-adevăr, taie de la, când e vorba de rectificare bugetară, taie de la cultură, taie de la învățământ, dar noi trebuie să ne facem auzit glasul. E drept, nu mai avem un Nedecocea, nu mai avem un Tudor Arghezi, un Corneliu Vadim Tudor, un Eugen Barbu, un Adrian Păunescu, nor le datorăm atât de mult, cum bine știți. Dar în unele reviste se refuză pur și simplu să se publice o fabulă cu tâlc subtilă, o satiră, un pamflet. Și vin cu un alt exemplu, la întâlnirea de la Varatic, de la Centrul Cultural Spiritual, întâlnire organizată ireproșabil de maestru Ion Fercu și celălalt maestru Ioan Culiță Ușurelu, de altfel și la Casa Dragostei Creștine, unde ne-am simțit ca în sânul lui Avram,
maestrul Ion Culiță Ușurelu a citit poezia Nu vreau pământ, după George Coșbuc. Am repetat, încântat de succesul avut, am repetat la Târgu de Carte Librez de la Piatra Neamț, am citit și eu poezia, la care reputatul critic Cristian Livescu, tocmai mai înainte spusese că, domnule, aș vrea să ascult și o poezie politică. Și după ce am terminat lectura și am dat o carte acolo cu dedicație, pentru că vreo câteva zile am fost colegi la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț, a exclamat, asta da, poezie politică. Sigur că nu vă citesc că Nu vreau pământ, dar pentru dumneavoastră am pregătit scrisoarea a doua după Mihai Eminescu. De ce nu închin iubirii sumedenii de sonete și scriu în ultima vreme imprecații și pamflete? Eu mă-i pana în cerneală și îți răspund la întrebare, pentru că de ani de zile n-am numai o supărare. De politică e vorba și de cei care o fac, de a elege pe oricare, la sfârșit e tot un drac. În campanii zgomotoase, ca păduchii ies în frunte, ca să-și vadă împlinite interesele mărunte. Îți vorbesc de cele sfinte și de țară și popor, că de nu-i acum bine, va fi bine în viitor. Râurile vor fi pline și de lapte și de miere și pe un fluviu în fața casei or să curgă vin și bere, iar la șgheap din oră în oră va ploua cu euroi, fiecare pentru sine își va strânge într-un butoi. Toți vor sta întinși pe prispă să le cadă mură în gură și dacă le-a dea friptură or să vrea și garnitură. Câte un candidat anume cum primește un mandat, doar un lucru are în minte, să se apuce de furat. Iar din Parlamentul țării or să dea bani pe degeaba, că nu pune nimeni mâna ca să ne urnească treaba. Sunt de acum 3 decenii de când ne-au făcut argați, până și din spațiul Schengen vom fi într-una alungați. Și pe cei din fruntea țării nimeni nu vrea să-i ajute, peștele din totdeauna numai de la cap se împute. La televizor spre seară când apare un netot, vrea să o facă pe deșteptul ca să-i acordați un vot. Așadar și prin urmare, nu îi mai votați aiurea și când vin la poarta voastră, arătați-le securea. Vă mulțumesc! Dacă știam, aduceam vreo câteva securi. Să le arătăm, dar cui să arătăm securea? Că văd că... Cum? Nu este comuna Galbin județul Galas? Nu fi. Este la Bacău Galbin. Da, la... E sat, nu comună. Satul Galbin, da. Satul Galbin unde... Și mai avem și un Cornel Galben, uite, care probabil care are rădăcini, nu știu, pe unde rătăcite, dar nu e o problemă de asta. Ei, nu știu dacă e scrisoarea a doua sau e doar scrisoarea întâia lui domnul... sau ultima scrisoare, nu știu. Așa. Nu mai există trei. Deci să oprești, v-ați oprit aici, domnul Andrei. Gata. Dacă ieșesc cu securea, s-a terminat. Dar sunteți așa spărat, domnul Severin. Vă spărat, obosit. Și ia spuneți în noastră câteva cuvinte despre viețile sfinților, că vorbim de cultură, nu? Și de obosit, dar cine v-a obosit așa? Scrisul, nu? Vezi ce înseamnă un artist care lucrează tot timpul și în literatură, vrea, și în artă plastică și... Da, vă rog, haideți, vă rog. Vreau să-l întreb pe... Mă bucur că sunt alături de voi. Chiar vreau să-l întreb ceva pe Octavian Nestor, un vechi prieten care mă știe din tinerețe. Liviu Popescu, la fel. Aș vrea să vă spun legătură cu relația mea dintre mine și putere. Întotdeauna am scris la fel și înainte de 89 și după așa zisă Revoluție. Și iată ce am pățit cu prima carte. Zici Neutrino, poetul la New York, a fost cenzurat în proporție de 50% când a apărut la Geneva în 1984. Cel mai mult a tăiat Virgil Cuțitaru, redactorul șef. Mi-amintesc versuri scrise așa,
anumite versuri, aproape nu se înțelegea nimic, cu linie groasă, roșie, șters. De exemplu, politica e o dansatoare cu rochia din bagnote false și alte versuri. În amfiteatru, criticul literar Mene Rusu a reușit să-mi publice în 1986 și tu ai publicat acolo, Liviu, în amfiteatru, mai multe poeme în care, de exemplu, vă dau câteva versuri, nu știu cum au trecut de cenzură, n-au fost atenți. Chipul meu tremură ca o făiță de țigară pe strada cu microfoane, în arbori ornamentali și așa mai departe. În schimb, o să revin la Octavian Nestor, prietenul meu. În 1983, înainte de a-mi apărea volumul duminicare al lui, care a fost cenzurat în proporție de 50% și asta mi-a afectat destinul literar ulterior, Octavian Nestor era profesor la un colegiu în Suceava. I-a plăcut foarte mult un poem lung, în care spuneam tot ce gândeam eu, fără niciun complex. Deci nu aveam niciun complex în fața puterii politice. N-am pățit nimic, dar m-au cenzurat, m-au tăiat, m-au trecut pe dreapta. Octavian Nestor, în schimb, era profesor la liceu, mi-a luat acest poem, l-a tras la Xerox în mai multe exemplare și l-a predat la copii. M-a chemat și pe mine, am avut un dialog cu ei și vreau să te întreb ce reacție au avut copiii când au citit acel poem, cum a fost, nu te-am întrebat niciodată. Iar acum 3 ani un jurnalist mi-a spus că acest poem a circulat în Samizdat, deci a ajuns și la alte licee din oraș, tras la Xerox și așa mai departe. Dacă vrei să-mi răspunzi la întrebare. Poveste adevărată și m-ai surprins cu chestiuni. Eu uitasem de întâmplarea. A avut repercusiune suficiente că l-au dat afară. Te-au dat afară de la biroul în care lucrai și te-au mutat jos la mașina 3 de hârtie. Corect? Și scria după aia Alex Referescu, scriitorul care toate pe hârtie. Așa. L-au degradat din statutul lui de tehnician, pentru că era om cu studii superioare, a ajuns un simplu muncitor la mașina de hârtie, în secția de jos. A avut suficiente întâmplări prin care a trecut. Sigur, eu l-am predat elevilor mei la școală, pentru că mi s-a părut că ceea ce scria el atunci ieșea cu totul și cu totul din ceea ce se obișnuia dumneavoastră. Mulți sunteți aici dintre dumneavoastră profesori. Și ceea ce scria acest puști, și acum pentru mine este un puști, mi s-a părut cu totul deosebit, dar adevărat. Era literatură adevărată, acolo era metaforă, era și gândire, era și suflet, erau de toate. Tot ceea ce presupune o poezie adevărată. În relația sa cu literatura, acest tânăr, îl consider tânăr, iată că a albit și el între timp, a evoluat și s-ar putea ca să dezamăgesc pe unii dintre cei care cred că într-un fel s-a scris înainte și altfel s-a scris după Revoluție. Nu. El a rămas același. Și volumele lui stau mărturie. Cel care a avut de scris și de făcut literatură, a făcut literatură, indiferent de putere. Uneori, acești oameni și-au asumat niște riscuri și le-au dus, le-au cărat în spate. Au avut de suferit și ei și familiile lor.
Cea mai mare sfidare pe care am făcut-o împreună a fost așa un fel de complot. I-am făcut o lansare de carte chiar la locul lui de muncă, unde un mare director de combinat, așa, era un satrap, membru în comitetul central, etc., etc. I-am făcut prezentarea chiar acolo, în bârlogul ursului, și l-am invitat și pe el, și soția lui, că avea vreo două, dacă nu mă înșel, nu? Așa. Și n-a avut altă putere decât să-l mai scormonească pe aici, pe colea, pentru că poeziile lui, deja multiplicate în multe exemplare pe la școlile din Suceava, circulau. Și ați avut dreptate, cuvântul este o putere de care, așa zisa putere politică, se teme îngrozitor. De aceea s-a inventat cenzura. De teamă. Cenzura nu este o chestiune de selectat valori și așa mai departe. Cenzura este semnul spaimei de cuvânt. Cuvântul este cel care lovește puternic. Pentru că lovitura fizică îți face o vânătaie, trece în două ore sau în două zile, dar lovitura cuvântului este incomparabil mai puternică, fiindcă ține, te urmărește și în somn. Obsesia celor care au introdus cenzura sau care mai vor să o practice, asta este. Să aibă nopțile liniștite, să nu-i urmărească niciun cuvânt de al dumneavoastră. Niciun cuvânt. Acum, apropo de această relație între putere și cuvânt și creație, pentru că tot facem această întâlnire sub semnul lui Bacovia, în semn de omagiu pentru Bacovia și pentru Bacău și pentru tot ceea ce înseamnă literatură, dar și pentru ceea ce înseamnă relația cu puterea pe care am găsit-o și la Bacovia. Am scris câteva rânduri. Vi le citesc. N-am talentul altor colegi de-ai noștri, dar sper să fiu înțeles. Poezia am intitulat-o cu totul, fără nicio originalitate, Bacoviind de timpuriu, încă de prunc bacoviind, de ce și cum, nici azi nu știu, mă văd stingher pe același grind. Cu plumb mă învăluie un cer și plumb în urma mea și în față, e plumb și în gândul auster, tot așteptând o dimineață. Și în zilele fără repere, adolescenții trec spre școală, croindu-și harnici alte sfere la tastatura ideală. Se întinde un gol istoric iar, imperii se prefac în rouă, toamna și iarna în zadar coboară în lume amândouă și plâng în parcul solitar. Poeți de absint în lumi incerte se străduiesc să-și dreagă glasul, uitând că vidul din sinapse le taie din pornire pasul. Iar politruci cu mecle sterpe, rânjind la intersecții sumbre, pun cercului cinci colțuri drepte și viselor cinice umbre. Cu voi. Și totuși, iar mă dor clavirele cu tonul lor. Bacoviind, mă întorc din zbor spre acel refren năucitor.
o țară tristă, plină de umor. O țară tristă, plină de umor. O țară tristă? Mulțumesc. Da, mulțumim, Sucevi. Doamna Cernică, spuneți ceva? Dacă toți suntem la capitolul Suceava, hai să vă auzim. Le mai luăm așa pe județe ca să ne animăm. A, uite că avem domnul Mocanu, da, vă rog. Domnul Mocanu, poate știți, unii dintre noastre are o revistă care se cheamă cum? Cioara vopsită. Da, Cioara vopsită, foarte interesantă, poate... Cum? Păi, nu știu care, Cioara sau vopseaua, vedem. Lasă, stați, dacă vorbim după aceea. O să ne explicați mai mult, o să ne explice domnul Mocanu. Vă rog. Da, numai două cuvinte. Am avut prilejul să călătoresc și să scriu despre ce am văzut și am simțit în campania, în apropiere de Vezuviu. Am meditat îndelung cu resursele mele intelectuale de lectură umane la faptul că oamenii din Neapoli, de lângă Vezuviu, continuă să cultive viță de vie, continuă să facă, să zidească clădiri, să crească copii, deși sunt la câțiva kilometri, la câteva secunde, pot fi de un dezastru. Este o temă pe care nu o putem ocoli, fiindcă nu putem ocoli un tsunami, nu putem ocoli un meteorit tungus. Sunt dezastre, sunt secrete ale naturii. Am acum sentimentul că vechea mea convingere că omul, ceea ce depinde de om, poate fi stăvilit, începe să se clatine. Trăim într-o lume care pare zguduită din temelii, pare ieșită din făgașul ei și de aceea, tot vorbind de puterea ziditoare a cuvântului, cred că e bine personal cu toții să ne întrebăm ce stabilă poate ridica împotriva unei posibile apocalipse cuvântul ziditor. Da, este o întrebare la care trebuie să medităm și cred că merită să medităm. Apropo de relația asta între cultură și puterea poliției sau administrației, depinde de cine conduce administrația respectivă. Mă gândeam și vorbeam cu cineva mai devreme. La județul Argeș, sau în Argeș, Consiliul Județean și Primăria susțin financiar 4 reviste. Deci se poate. Iașu, Consiliul Local Iași, susține o editură, care e Junimea. Nu mai zic de reviste și nu mai zic de foarte multe manifestări culturale, la fel. Și la Suceava, foarte multe manifestări culturale au loc de-a lungul anului. Pe când în unele județe, pentru care și noi aici, s-a întâmplat pe nimic. N-au nicio treabă. Ce treabă avem noi? Cultura. Treaba lor, să facă scriitori. Ba unii, mai vechi așa în funcțiile astea, mai gândesc și de genul ăsta. Care, băi, aia? Să adună acolo ca să bea și să mănânce niște boșcă. Asta scriitori. În concepția unor, să știți că așa gândesc. Deci nu exagerez cu nimic. De ce? Pentru că le lipsește exact cultura de care e nevoie. Nu mai analizăm cine se fac vinovați. Ia să vedem cum e cu cioara aia, cu vopsită sau nevopsită. Domnul Șurelu, să ne vorbiți despre interviurile polifonice din secolul al X-lea. Vă spun și eu, bine v-am găsit, colegilor scriitori din
zona noastră. Îl văd pe domnul Viorel Savin aici și nu pot decât să îl salut primul, pentru că atunci în 2009 sau înainte de 2009, când am intrat eu în această filială, erau din Vrancea Mitică Pricop, Ion Panait, pe care îi știți foarte bine, și dânsul atunci preda ștafeta domnului Costin. Și pentru prima dată am poposit în biroul acela undeva, la, nu mai știu, într-o căsuță la un etaj acolo, îngrămădit într-o singură cameră, și era o vânzoleală, așa, o plecare și o venire. Și am rămas cu acea imagine. Acum văd de la câțiva membri cât suntem și mai... cred că suntem și mai mulți, în jur de 80-90 față de cât erau atunci, dar domnul Viorel Savin este cel care a pornit, nu? Motoarele și care merg, văd că din plin și acum. N-am intenționat să iau cuvântul, dar văzând că discuția de la acel festivism și acea, să spunem, rigurozitate a prezentărilor de început stabilite în programul ăla, așa, am trecut ușor la ceva familiar, la discuții mai libere, și am zis de ce să nu zic și eu ceva de la Vrancea cu gura uscată, vedeți că, dar totuși avem cu ce să o dăm, am venit pregătiți, da. De ce am vrut să iau cuvântul? Pentru că s-a spus, fără să vreau, am rostit acest cuvânt, cuvântul. Toată lumea a spus, cuvântul este puterea, într-adevăr este cel mai puternic lucru din lume. De-aia probabil și Biblia a început așa, și fiind cel mai puternic, toți am spus că este puternic, dar eu aș putea să dau un exemplu și am zis, măi, merită să dau acest exemplu. De ce este totuși cuvântul cel mai puternic? Și o povestioară pe care am auzit-o și eu, că dacă aș fi avut meritul să o fi compus eu, să o fi creat, eram poate mai îndreptățit să o spun, dar o spun și așa, poate nu știu mulți dintre dumneavoastră. Povestea cu orbul care stă cu o cutiuță de tablă în față și pe un carton a scris, sunt mut. Nu, sunt orb, scuzați-mă, sunt orb. Deci a spus, sunt mută, e o glumă pe care mergea trecut aici. Deci sunt orb. Și treceau pe acolo drumeți, eu știu, întâmplători, așa, mai arunca câte un bănuț, dar rar, foarte rar așa. Vine o domnișoară elegantă și se oprește, ia cartonul, scrie ceva pe el și se întoarce invers. După ce, fără să lase niciun leu, nimic acolo, a plecat. A durat o oră și s-a umplut cutia cu bani. Respectivul amărât, să zicem așa, spre seară, după miros, a recunoscut că domnișoara s-a întors. Ea le-i mângâiase și pantoful în momentul când a venit și a scris acolo și a dat seama că este aceeași persoană. Și a spus, domnișoară, nu vă supărați, ce ați făcut? Ce ați făcut dumneavoastră? Ce ați scris pe cartonul acela? Am scris același lucru, numai cu alte cuvinte. Și ce scrisese? Afară este o toamnă minunată, doar că eu nu pot să o văd. Și atunci, vedeți puterea cuvântului, de la sunt orb până la a spune același lucru cu alte cuvinte. Dar nu vreau să uit, domnul Petruș a spus de acel gheboasă și ne arătam supărați că primarul l-a primit, că primarul i-a dat bani, că eu știu ce s-a întâmplat. Să știți că pe mine asta nu mă îngrijorează. Știți ce mă îngrijorează cel mai mult? Și asta spune mult. Faptul că toți acei tineri din fața lui știau versurile lui pe de rost. Asta mă supără, asta mă nedoare. Și dacă vrem să fim recunoscători, toți de aici, ne uităm la tâmplele noastre și vedem că sunt albe, da? Asta ar fi o temă, domnul președinte. Oare nu cumva există o ruptură între generații? Oare nu cumva noi scriem? Nu vreau să spun că pentru noi sau pentru nu știu cine, dar
în ce direcție merge scrisul nostru? Oare este adaptat generațiilor care vin? De ce nu văd tineri în sală? De ce nu văd? Asta este o temă de discutat și aș propune-o pentru când se poate. Pentru că s-ar putea să trăim ca într-un avion așa, ne uităm pe geam și nu vedem pe nimeni. Eu vă mulțumesc. Scuzați-mă, am venit cu reviza și am uitat să spun un cuvânt despre ea. Domnul președinte a spus bine. Ei, iată, la filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor a mai luat naștere o revistă. Cineva ar spune, iar o revistă? Sau când te duci la primărie, la puterea aia care... Și spune, iar cu reviste, iar cu cărți. Un primar spunea, dar nu arunc eu banii pe geam. Deci pentru el însemna arunca banii pe geam. Eu am spus că ar trebui totuși să mai dea un ban nu numai pentru poduri, pentru drumuri, pentru clădiri, pentru nu știu ce, să mai dea și spre spirit, pentru că ați văzut dumneavoastră când ești trist în casa ta, poți să ai seiful plin cu bani. Dar dacă nu ești fericit, fericirea vine de aici, din ați umple sufletul cu ce e frumos, cu ce este plăcut și așa mai departe. Ei, am scos o revistă de atitudine prin satiră și umor, care, să zicem cu ghilimele de rigoare, preia un pic stilul și formatul și ce vreți, Urzica și Moftul Român. Are 12 pagini, o să... Cei care doresc, o am și o să vă dau cu cea mai mare plăcere. Și de aici, din sală, avem și redacție, cel puțin 4 sau 5. Că sunt cu numele real, că sunt cu pseudonime, este dreptul dânșilor. Noi mergem mai departe, este color, 12 pagini, o să vedeți și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Stați, nu mă lec. Da, uite că ne invită la lectură, domnul Cucioară Vopsit. Ia nu mai umblați Cucioară Vopsit atât. Citiți-o și pe urmă vedem. Îți aminte când spunea domnul Mocanu de ceea ce spunea Steve Jobs, cel care trăia pe o munte de bani și avea un imperiu imens, nu? Imperiu Apple, care a murit la o vârstă doar de vreo 57 sau 58 de ani, și care spunea că lui banii nu i-a dus niciodată fericirea. A trăit singur doar în preajma banilor. Dar pentru el n-a însemnat fericire și a lăsat acest postulat, într-adevăr. Banii, el confirmă încă o dată că banii n-aduc fericire. Fericirea vine din relația dintre noi, din comunicarea dintre noi, din prietenii pe care ai. Ești mai bogat cu cât ai mai mulți prieteni. Și dacă mai ești prieten scriitor, ești și mai bogat. Asta contează. Da, domnul, faci să ne o fotografie, vă fac și eu, dacă... Hai. Bună ziua! Sigur că nu aveam de gând să vorbesc astăzi, nu, astăzi aveam de gând să vorbesc, dar nu acum. Sunt, cred că, printre puținii care îl înțelegem, care înțeleg pe domnul Brăneanu, apropo de organizare de festivități, festivaluri, de ce e greu când ești singur. Tot în calitate de organizator de festivaluri, vă voi spune ceva la modul concret. Până acum s-a spus teoretic ce înseamnă puterea, ce înseamnă literatura. Fac de 12 ani festivalul Vrancea Literară. N-am fost ajutat niciodată de oficialități. Dar anul trecut am trecut peste niște rețineri de ale mele și în anturajul meu de organizator au fost 2-3 oameni care cunoșteau oamenii puterii. Eu nu m-am dus, bineînțeles, spre putere.
De altfel o să vă și pun o întrebare, să văd ce o să-mi spuneți la sfârșit. S-au dus acei oameni și-au aranjat cazarea și mâncarea participanților. Totul a mers strună. Eu am mulțumit oficial celor care m-au ajutat, chiar i-am numit pe câțiva, dar n-am mers mai departe. Să scriu în revistă cât au fost de așa și cât pe dincolo. A trecut anul, trebuia să fac festivalul anul ăsta. Și n-am mai avut, n-am vrut să mai am în jur oameni în legătură cu puterea. Am aranjat, ba, cu unul, gal, tu dai asta, tu dai asta. Sigur că în situația respectivă am avut un prieten deosebit, o familie deosebită, Ion și Lăcrămioara Apostu, care mi-au fost aproape și m-au ajutat să nu plătesc numai din pensia mea tot. Dar m-am dus să angajez sala. Rețineți, nu spusesem nici de bine, nici de rău de cei care m-au ajutat anul trecut. M-am dus, bună ziua, bună ziua, aș vrea și eu să am un festival și știm. 10 milioane, două ore. Eu foarte surprins. Nu mă așteptam neapărat la ceva benefic din gura lor, dar zic, da, știți, festivalul ăsta nu este al familiei mele, este al județului, se numește Vrancea Literară și are perspectivă, are oameni, în fine. Așa a hotărât Consiliul de Administrație, 10 milioane, nu, 1000 de lei, 1000 de lei, două ore, adică 5. Da, nu, eu sunt din aia mai vechi, tu fiind mai tânăr, Petrică, da. Adă chitanțierul, stai că n-am bani acum, dar stai că intru în alt buzunar. Dau banii, îmi dă chitanța, bună ziua. Bună ziua și am plecat. N-am făcut niciun scandal, n-am zis nimic, mă gândeam să scriu pe Facebook, iată cultura, apropo, ce se face, unde e puterea cu minte în alte județe. Revista lui Mocanu, revista lui Ușurelu, revista Cutare, să fie susținute cu bani, să nu mai ajungem în situația penibilă, să pui la intrare acolo, costă 5 lei, sau o situație penibilă. Dar câteodată trebuie să o faci, dacă n-ai cum să te descurci. Acum vă pun întrebarea, apropo de putere și scriitor. Atitudinea mea a fost corectă? Sau trebuia să sacrific eu ceva din orgoliu scriitorului, din micimea omului care sunt și să mă plec în fața acestor indivizi fără cap și fără coadă. În niciun caz. Dar asta m-a costat sute de milioane din pensie și la aproape 80 de ani nevastă mea probabil ar vrea să mă întrebe, mă, da, aia nu mai ai, aia nu mai ai, bani nu mai ai, ce faci tu aici, măi, tu faci... Este o întrebare la care am să vă rog să vă gândiți. Mulțumesc! Vedeți, aici e durere între ceea ce înseamnă economic, vorbeam și de puterea economic-financiară pe care ne subjugă vrând nevrând. Pentru că ajunge într-o situație de asta. Nu, mulți au pățit, vă spun așa. Când ajunge acolo zice, dar mă interesează, vrei, plătești. Bă, da, tu nu citești și tu. Cei mai mulți mă citesc, așa, dacă nu mă citesc, să mă intereseze
ce spuneam mai devreme. Unii zic, lasă, băi, să adună și aia acolo, să bei, să mănânce pe banii publici sau pe banii noștri. Am auzit astfel de opinii în mintea unor politicieni, ca zic, cu ghilimele, eu nu-i numesc politicieni. Dacă ne întoarcem la clasa politică adevărată, care a fost în perioada interbelică sau chiar înainte, pe timpul lui Eminescu, și chiar și ceva mai încoace, după anii acel obsedat deceniu, erau niște oameni totuși care sprijineau, care gândeau și care iubeau cultură. Ce se întâmplă după lovitura de stat din 89, vedem. Sunt, într-adevăr, acolo unde cei care sunt în fruntea bucatelor, iubesc cultura, au și minte, au și deschidere și, într-adevăr, nu se întâmplă lucruri de genul ăsta, domnule, dă 1000 de lei, că nu știu, parcă trăia teatru sau de la Focșani cu 1000 de lei, cum ai ieșit din DAC. Ei, hotărârea. Poți să spui oricum, oricând, dacă vrei. Nu, asta e. Asta sunt paliativii ca să scăpi de răspundere tu. Dar oricum, hai să vedem ce ne spune domnul Ogo, scriitor la care muzele mă iau sutien, să nu? Corset, eu zic sutien. Ca să nu fie legată de carte, deci totuși pornim de la carte, dacă muzele au sau nu au, bine, corset, bine, corset, sutien, nu contează. Adică sunt subtile, așa, ca să te încânte, să încânte poetul sau sunt așa cum e societatea noastră, cea americană, cu obez și obeze, ca să nu zicem că noastră nu e chiar așa, da? Vă rog, domnul Iorgă, povestiți-ne. Constat că s-au cam amestecat puterile. Am intrat cu o anumită concepție despre putere și am ieșit cu o puzderie de concepție. Sincer să fiu, când am văzut o astfel de temă, m-am așteptat la cu totul altceva. Pentru că, să fim sinceri, materialul domnului Iracheru a împins, ce-i drept, discuția spre ideea de putere, așa cum o concepem noi ca români sau ca, precum cei care au trăit în regimuri totalitare. După opinia mea, nu cred că mai interesează pe cineva puterea politică așa cum este ea instituționalizată azi sau cum a fost, să zicem, la noi în perioada proletcultistă. Niciun scriitor, doar așa, ca să ne amintim, vorbeam cu domnul Isachi, ce mai știu tinerii de perioada aceea? Pentru ei era bun un astfel de material și urmat de dezbatere, evident. Aceste forme instituționalizate de putere, repet, nu mai interesează pe nimeni, nici pe noi românii și nici scriitorii din țări cu pretenții mult mai mari. Cred că aceste forme de putere, să le spunem tradiționale, s-au metamorfozat trecând, să spunem, printr-un proces de impersonalizare. Pentru că spaimele scriitorului contemporan, vorbesc în general de scriitorii care își respectă profesiunea de credință, sunt afectați. Noile spaime sunt și le știm foarte bine. Unele se găsesc în celebrele distopii, una a fost amintită chiar aici, 1984 al Orwell, dar ele sunt corectitudinea politică, cancel culture, LGBTQ plus, cu mai multe plusuri, în general teroarea minorităților. Vedeți ce au pățit? Adică cred că acestea sunt noile forme de putere, pentru că ele au un caracter impersonal. Este un post de televiziune pe care l-aș desființa de 5 ori pe zi, un post absolut idiot, România TV, care totuși pare a fi sub acest spectru, adică
ați văzut, dacă citiți pe burtieră, mereu apare. Ne vor închide în case. Niciodată subiectul nu este precizat. Deci, să zicem că au probleme cu CNA-ul și cu... Dar această impersonalizare care a apărut și, din păcate, nu numai la nivel literar, ci la nivelul artelor în general. Gândiți-vă ce a pățit Bogdan Alexandru Stănescu, ca să dăm un singur exemplu, cu romanul său Copilăria lui Caspar Hauser. A fost tăvălit în fel și chip, pentru că acolo era un rom, un țigan, avem voie să mai spunem țigan, apropo de această... să ne amintim ce a pățit pe vremuri, a creat de fapt această matrice cu direcția, apoi a devenit, s-a impersonalizat și ea, versetele satanice, nu? Ale lui Rushdie, care inițial au avut, cum să spun eu, o direcție, să zicem, politico-religioasă, apoi sindromul s-a manifestat în diferite alte scrieri. Nu? Deci această fază, care a fost inaugurată mai ales de romanul sud-american, nu? Al lui Eu Supremul sau Toamna Patriarh, ne aducem aminte, sau romanele Americii Centrale. În timp ce astăzi nu ni se mai dă voie sau sunt tot felul de filme de creații artistice în general care trebuie să sufere modificări, nu? Unele chiar la titlu. Și ați auzit, cei 10 negri mititei. Cei 10 negri mititei nu prea mai este corect politic. Sau, să spunem, Alba ca zăpadă, dar sau poveștile, Țiganeada nu mai vorbim. Și culmea, Țiganeada este singura noastră epopee reușită, nu? Și o capodoperă universală, de fapt. Încă n-a intrat pentru că nu se mai face în școală și atunci nu mai are nicio problemă. Un roman al puterii este, de exemplu, știu că unora nu vă place, dar asta este stilistic, el trebuie recunoscut, romanul Teodoră sau lui Mircea Cărtărescu, care ar fi trebuit să fie o parabolă, părerea mea că nu a fost dus până la capăt în acest gând, dar este un roman extrem de important în această privință. Deci acestea sunt, pe scurt, pentru că nu vreau să continui această discuție, adică să dezbatem, dar o temă ca aceasta, din această perspectivă, ar fi extrem de interesantă, pentru că, de fapt, asta este tot. Acestea sunt spaimele scriitorului contemporan. O mai interesează politica, primarul, adică nu-i afectează procesul estetic, procesul de creație. Nu are nicio treabă decât în relațiile interumane. Vă mulțumesc! Da, așa este. Și trebuie să recunoaștem. Dar mi-am adus aminte că domnul Mocanu pusese o întrebare. Unde sunt tinerii? Păi, cu nebunia asta în care se desfășoară procesul de învățământ, ce să mai... Eu vorbisem deja cu doamna Florentina Stanciu, care e inspector la inspectorat, să-mi vină cu niște tineri. Dar azi... Una că e vacanță, nu numai asta, că putea să vină că e vacanță. Problema este că deja eu zburătăciși pe ei, că se împart Consiliul nu știu care, Direcția nu știu care, Inspectorat trece sub Consiliul Județean, o parte rămâne, cum se cheamă la ce? Nu, desfințează și creează două entități, una sub egida Direcția de Învățământ al Consiliului Județean și cealaltă Aracip, sau cum se cheamă, cel care... Marc Aracip, sau ceva de genul ăsta. Aracip.
Și la ora asta nici ei nu mai știu. Stau cu CV-urile și așteaptă să vadă. Îi dau afară, îi pun, îi ia consiliu, îi ia racipul sau cine e. De-aia când am vorbit gândit, domnule, ce să vă zic? Eu nu mai știu dacă până mâine mai sunt sau nu mai sunt inspector sau ce mai sunt. Te poți mai să te mai duci la un liceu ăla dacă nu mai ai aceeași calitate? Nu mai ai. Și atunci când tu însăși ești traumatizat de aceste schimbări care se întâmplă în învățământ ca la fiecare jumătate de an, iarăși. Da, problema cu libertatea scriitorilor, de acord. Păi ai, noi scriem, putem să și știm foarte bine că foarte mult, nimeni nu ne cenzurează să scriem. Nu mai e cenzura dinainte, da, există altfel de cenzură acum, nu face probleme. Prima dată apare de la cititori, pentru că nu mai sunt cititori foarte mult și atunci dacă mai ai cititori poți să scrii orice, dar dacă nu te citește nimeni iarăși ai o problemă. Doamna Furcoiu are mare avantaj că scrie pentru copii și copiii chiar citesc, cumpăr cărțuliile pentru asta. Am văzut și la Roman și la Piatra și în alte târguri de-astea de carte, în care, într-adevăr, singurile cărți care cât de cât se vând sau se cumpără sau cum vreți să le spune, sunt astea pentru copii. Copii de colorat sau cu poezioare sau cu ghicitori sau cu povestiri mici sau cum vreți să spune. Da, astea da. Dar în rest, mai puțin literatura mare, să zicem. Dar vorba domnului Isache, cine ne împiedică să scriem cum vrem, liber și cum... Nu, din punctul ăsta de vedere, trebuie să recunoaștem că nu ne împiedică politicul să scriem ceea ce vrem, nu. Cenzura este doar pe media, pe online, pe asta aici, da, ați văzut, Facebook-ul mai scoate dacă e ceva sau blochează, la fel face WhatsApp, la fel face... eu știu, online, nu și așa mai departe, acolo unde se primesc niște ori, zice, bă, vezi că aia e agresivă, nu știu ce. Da, vezi, comerciale, că sunt posturi comerciale de asta. Iar ceea ce, într-adevăr, noi n-aveam și ar trebui să existe și s-a propus acest lucru. A fost o discuție la nivelul Consiliului Național a Uniunii să avem și noi, într-adevăr, un... post din asta online, în care într-adevăr acolo să ne publicăm, să fim permanent prezenți în spațiu online. Dar a rămas la formă de propunere că, vezi, doamne, uneori nu se găsesc bani exact pentru lucruri care ar trebui să fie. Știm și acolo. Auziți, domnul Isache, să vă amintesc că Michelangelo a stat ascuns vreo 5 ani de zile de presiunile familiei Borgia care îl căuta să-l execute. Și mai știm și alții, nu numai. Bineînțeles, asta nu e o noutate acum. Au fost destui care au fost și ostratizați, care au mai fost și, eu știu, închiși, au stat fugari și așa mai departe. Nu e nimic ca nou sub soare, vorba Ecleziastului. Vreau să vă propun următoarea chestie. Mai discutăm până la fără 20, după care luăm o pauză până la 5, așa, până la ora 17, da? 20 de minute de pauză ca să mai stăm. Așa că cei care aveți, domnul Pogonaru vrea să ne spună ceva, l-așteptăm să ne spună și care vă mai gândiți, haideți. Veniți, veniți aici că trebuie, nu, că trebuie filmat, se filmează, nu, ce aveți. Vă veți rămâne acolo în istoria literaturii. Într-o vreme în care multe autorități locale nu mai dau niciun ban pentru activitățile culturale, iată că la Buzău se poate, după ce revista Spații Culturale a pierdut finanțarea, de la Consiliul Local, de la Primăria Râmnicului Sorat, datorită unei rubrici foarte interesante, Râmnic Mon Amour, și a găsit înțelegere, unde credeți? Acest număr apare sub egida Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Buzău. Deci se poate. În afară de aceasta, mai avem o colegă aici, tot din Buzău, Gina Zaharia, care a scos multe cărți sponsorizate de Primăria Buzău. Și mai sunt și alți autori din Buzău care primesc sponsorizare de la primărie. Asta am vrut să spun. Nu. Nu sunt relații personale.
Doamna Valeria Tăicuțu nu face parte de niciun partid, așa că nu puteți să insinuați așa ceva. Atât am vrut să spun, că se poate și astăzi. Doamne, dacă vreți să știți, și avem, cum să spun, un avantaj pentru noi, pentru că 9 decembrie 89 a pornit de undeva, undeva mai prin vest, așa. Și avem privilegiu să avem pe cineva care a fost martor la evenimentele alea. Dincolo de poveștile spuse cu, știu, cu morți răniți, unele sunt adevărate, trebuie să recunoaștem, știm. Dar avem pentru noi pe domnul Leontescu Constantin, Ticu Leontescu, poetul nostru din vest, dar nu din vestul ăla sălbatic, nici din vestul european, ci din vestul României, de la Timișoara, culmea. Unde credeți, de unde credeți că are rădăcini? De la Botoșani, de la Eminescu, de la Enescu, de la... Nu? Și mulți alții. Haideți, vă rog. Mă bucur să fiu iarăși împreună. Am zis o dată sau de două ori pe an, chiar dacă sunt 849 de kilometri pe calea ferată până la Iași și de acolo cu microbuzul până aici, se merită să vin pentru a socializa, pentru a deveni mai frumoși din interior pornind. Sigur, am spus și data trecută, o să o spun încă 100 de ani de acum încolo, după aceea prelungim. Sunt bănățan din Dorohoi. Cine nu știe unde e Dorohoi, să caute Derska. Da. Vestul devine tot mai sălbatic, să știți. V-ați convins și dumneavoastră. Câte gunoaie vin și din vest. Ce vreau să spun despre putere? Foarte faină, foarte inspirată tematica aceasta de contextul în care trăim. Și social, și politic, dar mai ales religios. Și s-a atins suficient de bine și noi încercăm cumva pe aici, pe acolo să diluăm, să amestecăm, să mai rotunjim, să tragem niște concluzii. Puterea este singura apă chioară din cupa căreia oricine bea, fie și o gură doar, se îmbată atât de tare că nu se mai trezește niciodată. Apoi Ioan Alexandru, în epoca aceea de aur, aveau 5, maxim 7 rânduri în flacăra. Iubirea de frumos, nu putea spune neapărat direct filocalie, dar logosul întrupat în istorie, această sintagmă o folosea. Și sensul ei teologic, ăsta era cuvântul care s-a făcut trup. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, s-a întrupat. Foarte frumos, mă bucur de tot ce s-a spus aici, nu vreau să adaug, dacă îmi permiteți să mai citesc, și eu am și un poem, Cel cu cioara vopsită. Dați-mi voie să fiu puțin vopsit. Am plecat de acasă, am întrebat și eu toamna cum să mă îmbrac și-o zis, ia din garderoba mea, așa că m-am alb aici și alb acolo, în rest, ceva curcubeu vestejit. Între sfânt și lichea, încă o categorie, cel cu cioara vopsită. Până acum am identificat doar 3, Simon, fariseul, fiul cel mare, fratele fiului risipitor, și unul care seamănă leit cu mine. Pe al treilea l-am identificat cel mai greu, deși toată ziua mă loveam de el. De necrezut. Cei cu cioara vopsită par să fie mai mulți decât sfinți și lichele la un loc. Este o... Și vreau să mai citesc unul de aici, apropo de putere. Un minut, dacă mi se permite. Discursuri foarte bine articulate,
pe subiect au fost rostite deja. Din acest volum, Poeme în clar obscur, în prima parte sunt niște poeme religioase chiar dinainte de Revoluție, iar în partea a doua, Lada cu poeme fără acoladă, există umor. Am învățat în pandemie să râd de ăla pe care îl vedeam în oglindă și după aceea și de aia care treceau prin spatele oglinzii. Este și râsul, o metodă pedagogică. Dale Parlamentului, fel de pamflet. Caragiale, caragiale, dacă nu erai matale, rămâneam tot haimanale. Nichita, nu? Sărmană, bogată Românie, Parlamentul tău adună o întreagă zoologie de jivine și potăi, de bufoni și de lachei. Printre ei câțiva dresori țin de frâie, trag de sfori, mult versatele canalii. În loc să te primenească așa cum ți-au dat cuvânt, te despoaie și bucată cu bucată te împart, apoi te vând pe o nimica toată. Cât un vierme de mătase în o sânza lui pufoasă, sfore visând o țară, țară sfântă, mare moartă. Când căscând, când gură cască, tacticos scobindu-și nasul, navigând pe internet, el e manul alchimie, cum că încet și foarte încet ne-am scăpat de sărăcie. Proferând mitocănește din bârlogul de 5 stele, la prostime dau de știre cum că țara înflorește și că n-or mai fi lichele dacă o iau ei în primire. În campanii bunăoară, guguștiucii fac gargară, în discursuri an de an, în alțări înalt divan, lătrături și mușcături ca între dulăi încinși la nuntă pe Maidan. Doamne, fă cu ei ce știi, dă-le minte să conducă, dacă nu tu îi aruncă, dă-le un șut și să se ducă oriunde, dar în Parlament să nu-i mai vezi. Pentru ei ne-am dus la vot, că au promis făcând tam-tam, dar de țară și de neam, azi, pe ei, îi doare în cot. Vă mulțumesc! Stai, Alec. Doamna Cristina Ștefan, vreți să spuneți ceva acum în încheierea întâlnirii de azi? 3-4 minute, 5 minute. Da, și după aceea luăm pauză, ca să încheiem totuși. Nu, Cici are de la ora 5, la ora 7. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi pare bine să vă văd sănătoși, voioși. N-am să spun decât câteva vorbe. Apropo de ce spunea domnul Ungureanu, domnul Mocanu cu cioara vopsită. A spus că ce facem? Suntem o enclavă, suntem într-un avion separat de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Eu cred că așa este, cel puțin pentru generația noastră, a mea și mai sus de a mea, pentru că eu urmăresc îndeaproape online-ul, asta știți, și urmăresc filmele de pe Netflix, cel mai popular canal la ora actuală cinematografic. Vreau să vă spun că foarte rar, și mă duc pe filme clasice în general, pe filme mai vechi, găsesc un film fără lege BD. Trebuie să fie cuplu de femei, trebuie să fie cuplu de bărbați. Ieri, da, domnul profesor, ieri, ginerile meu, nepoțelul este în clasa 1, mi-a dat telefon foarte revoltat că au dus copiii la un eveniment din asta, teatru, ce-o fi fost piesă de teatru, cu așa ceva. Și copilul a venit acasă și a întrebat. A început să pună întrebări. Și el mi-a dat telefon, Alexandru al nostru, ce să-i spun mamă.
cum să-i răspund eu la întrebările astea. Deci, nu prea putem fi feriți. Nu putem decât printr-o izolare. Generația noastră, cel puțin. Și, așa cum se întâmplă în online, apropo de asta, aveți toate salutările și îmbrățișările de la Cezarina Adamescu, care nu este într-o formă de sănătate foarte bună, dar postează articole minunate. A postat acum exact despre ce vorbeam, domnul Leontescu, despre credință, vis-a-vis de ceea ce ni se întâmplă și cum suntem modificați și transformați aproape genetic. Și cam asta am vrut să vă spun, că eu sunt resemnată, nu cred că generația noastră va înțelege ceea ce se întâmplă astăzi. Și e bine să ne vedem până la sfârșitul zilelor, fără să ne adaptăm la așa ceva. Mulțumesc mult și multă sănătate la toată lumea! Eu am multe discutat, dar haideți să luăm o pauză, că mai continuăm după aceea, la ora 17.